Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Ana Băescu, psihoterapeut, terapeut relațional Imago și vom vorbi despre terapia Imago, despre dialogul Imago, Herville Hendrix și Helen La Kelly Hunt. Pornim discuția noastră, o discuție, zic eu, foarte interesantă, pe marginea cărților Primește iubirea pe care o dorești, ghid pentru cupluri, o carte de Herville Hendrix publicată în colecția Pas în 2, terapie de cuplu a editurii Herald, și de asemenea cea de-a doua carte, o carte recentă, este vorba despre Jurnal de cuplu, Primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație, de Herville Hendrix și Helen La Kelly Hunt, de asemenea și această carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Iată, deci ne unește, să spunem, în discuția noastră aceste două frumoase cărți, Primește iubirea pe care o dorești și Jurnal de cuplu, faptul că Ana are experiență în zona aceasta a terapiei și a dialogului Imago și pe lângă cărțile despre care vom povesti astăzi, Primește iubirea pe care o dorești, scoasă în foarte, foarte multe ediții. Aș putea spune că este un bestseller în literatura de specialitate dedicată relațiilor de cuplu și psihologiei de cuplu, dar la fel și Jurnal de cuplu, care reprezintă un manual, un ghid, un instrumentar de lucru și de aceea este utilă, aș spune eu, partenerilor de cuplu în dublu exemplar, ca fiecare să aibă propria sa carte cu exerciții. Ce vreau să ne mai împărtășească pe lângă informații din aceste două cărți, Ana, este și faptul că de curând ai venit, ai sosit dintr-o tabără, da, pe care chiar așa poartă numele cărții lui Herbie Hendrix, Primește iubirea pe care o dorești. De asemenea, ai fost alături și de Gaspar Gheorghe, de cei de la colegii tăi de la pagina de psihologie, care au promovat foarte mult cartea Jurnal de cuplu a lui Herbie Hendrix și multe lucruri, aș spune eu, multe lucruri frumoase care ne unesc. Bună seara, Sorin, bine te-am găsit și sunt recunoscătoare pentru această invitație, mai ales când am oportunitatea de a povesti pentru cei care o să ne asculte despre poate o parte și o componentă din viața mea profesională și personală, poate una dintre cele mai importante componente, aceea relațiilor și așa cum ai și spus, titlul cărții Primește iubirea pe care o dorești, care mă însoțește aproape în fiecare zi în cabinet, dar și acasă. Ai spus de o tabără, ai amintit mai devreme, aș spune școală de vară, tabără are acest element de relaxare, de distracție, au fost și aceste componente, dar mai degrabă a fost o școală de vară cu foarte multe workshop-uri și activități susținute de colegii psihoterapeuți sau medici psihiatri pe diferite tematici, problematici, inclusiv componenta Imago a fost acolo prezentă și cea a relațiilor. A fost o bucurie pentru mine ca o întreagă săptămână să îmbin cumva în două zone geografice foarte frumoase din România, undeva în jurul Brașovului, elementele acestea de școală de vară și apoi elementele de asistent într-un program de formare în terapia relațională Imago pentru noi terapeuți din România, pentru că, iată, comunitatea terapeuților Imago este în extindere, suntem din ce în ce mai mulți, oamenii au aflat despre magia terapie relaționale Imago, despre lucrurile care realmente se pot întâmpla în relații și când spun asta mă refer în cel mai sănătos mod din punct de vedere psihologic. Primește iubirea pe care o dorești, o carte publicată cu 30 de ani în urmă, aș spune o carte revoluționară în sau pentru psihologia relațiilor de cuplu, terapia Imago descoperită de cei doi autori menționați de noi puțin mai devreme, Herville Hendrix și Helen La Kelly Hunt, s-a dovedit a fi un, i-aș spune, instrument salvator pentru foarte multe cupluri, această carte fiind vândută în peste 5 milioane sau 6 milioane de exemplare în toată lumea. Iată, acum avem parte de o ediție revizuită și completată. Cât de importantă este această carte și
cel puțin din punct de vedere teoretic, cât de mult ne ajută să înțelegem terapia și dialogul Imago și să înțelegem, de fapt, instrumentele cu care operează dialogul Imago. Și mă refer, bineînțeles, la cei trei piloni de bază. La cei trei piloni de bază. Primește iubirea pe care o dorești. Este o carte care, dincolo de milioane de exemplare vândute în întreaga lume, am îndrăznesc să spun că fiecare client al meu, și nu doar cei care vin la terapia de cuplu, nu doar cupluri, mă refer doar la partenerii de cuplu, au această carte deja acasă, au citit-o, își fac temele, subliniază, pun post-it-uri, bilețele și discutăm pe baza lucrurilor care i-a activat, care i-a atras într-un mod deosebit sau care doresc să fie clarificate, pentru că această carte, împreună cu jurnalul de cuplu despre care ai amintit, ghidul acela practic de exerciții aplicative, sunt cumva ca un suport, ca un suport de curs, ca un suport în temele de casă, în cadrul terapiei pe care îl pot folosi dincolo de ușa cabinetului. Primește iubirea pe care o dorești și-a propus să clarifice o parte semnificativă din paradigmele psihologice care stau în spatele terapiei relaționale Imago. Și când spun paradigme, spun rodul a ani de studii și de cercetare a unei echipe de oameni de știință care au fundamentat în urma practicii clinice din cabinet cu terapeuții Imago, au fundamentat anumite aspecte care au devenit cumva definitorii, paradigme sau principii relaționale Imago. Și mi-ar plăcea să-ți spun și câteva dintre acestea, pentru că ele cumva călăuzesc întregul parcurs terapeutic. Ca și schimbare de perspectivă. Pentru că dacă spunem primește iubirea pe care o dorești și relații de cuplu, nu e ca și cum acum deodată am descoperit noi oamenii, sau de două, trei decenii, am descoperit noi oamenii că există relații și că oamenii intră în relații unii cu ceilalți și că oamenii se iubesc și oamenii se ceartă și au conflict. Asta e de când lumea și pământul. Dar probabil că perspectiva relațională sănătoasă din punct de vedere psihologic este cea care face de fapt diferența. Și aici sunt câteva paradigme foarte frumoase de amintit și apoi și tehnicile Imago. Nu știu cum ai vrea să povestesc sau cu ce da, ai vrea să încerc. Ai toată libertatea de a spune exact ceea ce simți, gândești. Ceea ce simți și ceea ce fac în fiecare zi. Imago este despre ceea ce simți. Imago este o călătorie care pare că nu se termină niciodată. Cu cât avansezi mai mult în Imago, indiferent că ești în procesul de formare, cum am fost și sunt eu, indiferent că ești client, adică ești cel care beneficiezi de terapia Imago, pare că nu se termină cumva niciodată, pentru că acea curiozitate pe care înveți să o ai, acea călătorie psihologică în care începi cu primul pas, evident, să pășești, te atrage din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că, de fapt, poveștile cu sens pe care în relație cu clienții mei începem să le construim împreună despre viață și relații, îți dau, de fapt, partea aceea de liniște, de siguranță. Atunci când lucrurile încep să aibă sens în mintea noastră și nu mai există confuzie, foarte mulți dintre clienții mei când vin în terapie spun că sunt foarte confuz, traversează o perioadă de conflict, o perioadă în care nu știu exact ce ar trebui să facă, o perioadă în care au nevoie acum de un instrument prin care sau niște tehnici care să-și rezolve problemele cât mai repede dacă se poate. Și le spun de foarte multe ori că este un proces și este o călătorie. Răspunsurile la întrebările pe care le adresează de foarte multe ori vin un pic mai târziu sau îi las cumva sau îi în drum, îi sprijin ca să găsească singur răspunsurile. Este un nou mod, Imago este un nou mod de a iubi, este o perspectivă diferită asupra relațiilor, așa cum am spus. Una din paradigmele pe care o împărtășesc în terapie este cea prin care evidențiez faptul că suntem născuți dintr-o relație, suntem răniți sau nevoile noastre emoționale de bază ca și copii în călătoria noastră psihologică ne-au produs durere sau disconfort sau nu au fost împlinite cum am avut nevoie, iar partea de vindecare, de reparare sau creștere, transformare personală vine tot din relații. Și când îmi spun asta, mă refer mă deosebit acum la relația de cuplu. De fapt, acea este scenă, și citatul pe care tu l-ai
ceea ce ai spus mai devreme este și citatul preferat din citatul meu preferat din Herbie Hendrix, când el spune că ne naștem într-o relație, suntem răniți într-o relație și ne vindecăm într-o relație. Exact. Și ce mai îmi place foarte mult și ador la această carte este perspectiva pe care o are foarte interesantă asupra conflictului. Am fost învățați să primim mesaje din partea familiei, a părinților, a bunicilor, să ne înțelegem bine, să nu ne certăm, să nu existe conflicte, pentru că nu e bine. Pentru că și în felul acesta n-am fost învățați să le conținem și am fost învățați să le evităm. Și atunci, ca să supraviețuim la aceste mesaje, ne-am dezvoltat niște adaptări, niște strategii de supraviețuire care treptat ne-au luat din energia asta a vieții. Am supraviețuit lor. Și unul dintre mesaje, țin minte acum să la o situație concretă din cabinet care dă mai mult sens cumva explicației științifice, teoretice din carte, când o doamnă a venit un cuplu și i-a spus la un moment dat, am întrebat care sunt așteptările voastre de la aceste ședințe, de la terapia de cuplu, ce vă doriți? Și a spus, uite, știi, Ana, eu aș vrea să ne înveți dacă există așa ceva, nu știm nimic despre IMACO, aș vrea să ne înveți cum să nu ne mai certăm, cum să nu mai fim în conflict, pentru că asta facem toată ziua. Și am întrebat-o, cum te simți în momentul acesta când spui asta? Și a zis, sincer? Și am zis, da, am o stare de anxietate, o simt aici în piept. Știi de ce? Pentru că acum îmi dau seama, în timp ce spun asta, că dacă tu ne dai așa o tehnică prin care ne înveți să nu ne mai certăm, eu acum am impresia că n-am aer, mă sufoc, pentru că eu nu știu să comunic altfel, doar certându-mă. Și parcă aș vrea să-mi spui cum să facem asta, dar totodată îmi dau seama că eu cu ce rămân dacă nu mai cert. Nu mai sunt în conflict cu partenerul meu, el era acolo alături, dar nu spunea nimic, cumva aproba. Și a fost foarte interesant ca după, la finalul primei întâlniri în care doar am explicat anumite lucruri și am făcut așa, ne-am cunoscut, da? Am creat un spațiu de siguranță, cam asta urmărești în primele întâlniri. A spus, știi ce e foarte interesant? Că tu nu ne-ai spus nimic despre cum să nu ne mai certăm. Tu ne-ai spus de fapt că, și acum urmează o nouă paradigmă relațională IMAGO, conflictul când apare între noi doi, vindecarea este pe cale să se întâmple. Transformarea, creșterea noastră e pe cale să se întâmple. Acum îmi dau sens și acum mă simt mai liniștită, parcă nu mai sunt așa, nu mai simt anxietatea în piept, că adică putem să ne certăm, dar o să învățăm să o facem într-un mod sănătos din punct de vedere psihologic. Da. Wow. Cred că îmi place asta. Exact. Deci, exact la asta vreau să adaug și eu să completez la cele spuse de tine, că de fapt ideea nu este să nu te mai cerți. Normal că contează foarte mult și frecvența certurilor. Dacă te cerți de 3-4 ori pe zi, nu este ok. Dacă te cerți odată la o săptămână, bun, mai cum mai e. Dar cred că foarte important este să înveți de fapt cum să te cerți. Văzusem o chestie acum, făcând o mică paranteză și o mică glumă, că e clujean de-al vostru, văzusem un sketch, o chestie umoristică cu Mircea Bravo, cu partenera lui, în care se certau de la o chestie, de la un lucru și de fapt ei vreau să afle cum să învățăm să ne certăm, că el era atât de moale și de cumva submisiv, încât, măi, Mircea, dar tu nici să te cerți nu știi. Și asta mi-a plăcut maxim. Oh, foarte, foarte fain. Aici mi-au venit în minte ascultându-te două paradigme IMAGO. Una ține de felul în care deja am văzut pe Mircea cumva țestoasa, care se retrage în carapace, da? Și care nu conține, și probabil celălalt e cel care grindina. Sunt două concepte iarăși explicate de autorii terapiei IMAGO. Grindina și țestoasă. Și de regulă unul dintre noi este grindina și celălalt este țestoasa în relația de cuplu. Acesta este unul dintre aspecte, cumva, și spuneai de asemenea de felul în care ei se certau, cumva, de conflictul acela, da? Și felul în care ar vrea să învețe să o facă într-o manieră mai sănătoasă, mai adaptativă. Și, cumva, atunci când nu știi să te ceri, de fapt, ce apare și n-ar fi sănătos psihologic este că apare de cele mai multe ori blocajul. Da? Sau nu mai exprim ceea ce simt, pentru că știu că dacă spun ceea ce simt, mai ales dacă este o supărare sau o frustrare a mea,
tu te vei supăra sau tu vei reacționa poate la modul grindină, cum spuneam mai devreme, astfel încât nu are sens să mai discutăm. Sau nu vreau să mai discut cu tine, fiindcă o să ne certăm. Și plec în camera mea să mă retrag. Se întâmplă foarte des în relațiile de cuplu în fiecare zi. De menționat că nu se prea întâmplă asta în prima etapă a relațiilor, în cea a iubirii romantice, a îndrăgostirii. Da, acolo nu, oamenii nu prea vin la terapie, adică nu vin la terapie în etapa aceea, da? Ne-am căsătorit, ne iubim, totul este roz, frumos, fluturaș în stomac și vrem ajutor. Da, oamenii nu cer atunci cumva sfatul unui terapeut, ci vin în cealaltă etapă, da, după 2-3 ani de relație. În acești când apare lupta pentru iubire. Lupta pentru putere. Meu, Gaspar Gheorghi, da? Deci lupta pentru iubire sau lupta pentru putere, când aici apare conflictul, înflorește conflictul și aici este o perspectiva aceasta frumoasă în terapia Imago, a apărut conflictul, ce vrea el să-mi semnaleze? Ce vrea să spună criticile sau reproșurile pe care ți le adresez eu zilnic? Ce vrea partenerul să-mi spună când îmi spune că, când îmi transmite că nu sunt organizată sau că nu sunt structurată sau că le las pe toate împrăștiate sau că mereu întârzi și nu anunț sau nu sunt gata la timp? Ce-o fi în spatele acestor lucruri? Apoi în conflict învățăm sau îndrum partenerii, de exemplu, să-și identifice nevoile pe care, emoțiile pe care le au, ajungem și la nevoi imediat, emoțiile pe care le au în momentul în care partenerul se comportă într-un anumit fel și lor asta le produce frustrare sau supărare. Apoi, dacă vrei să mergi la un nivel și mai deep, poți să te gândești mai profund, să te gândești, de exemplu, ce simte în corp. Ce simt eu în corp atunci când îmi spune lucrurile acestea? O tensiune, încordare, în stomac, în piept, mă rog. Și apoi să mă identific tiparul meu reactiv, felul în care eu reacționez atunci când el îmi spune lucrurile acestea. Felul în care reacționez are, de fapt, o legătură cu felul în care acea componentă cognitivă a noastră, da? Prin care eu interpretez, evaluez, interpretez comportamentul partenerului meu. Și una dintre interpretări, de cele mai multe ori când apare și conflictul, este una irațională sau este una dezadaptativă. Nu ajută la nimic. Pentru că, de fapt, în spatele acestei interpretări stă o frică a mea, o teamă. O teamă că nu sunt văzută, o teamă că nu contez suficient pentru el sau pentru ea. Teama că pot oricând să fiu rănită sau părăsită. Nu sunt iubibilă suficient, îmi place mult acest cuvânt. Sau nu sunt demnă de a fi iubită. Pot fi oricând rănită. Astea sunt teme, sunt evident nevoi ale noastre neîmplinite și frici mai vechi, care se activează într-o situație din prezent prin simplu fapt că a întârziat și avea telefonul închis și nu a răspuns la telefon. Și e suficient să simt frică și îngrijorare și mintea mea să se ducă către o suferință de tipul nu contez pentru tine suficient de mult. Nu sunt atât de importantă încât tu să vii la timp sau să lași telefonul deschis să mă anunți. Când, de fapt, și aici se luminează partenerii de cuplu, ceea ce îmi doresc eu este să-ți lași telefonul deschis sau să trimiți un mesaj. Întârzi 30 de minute. De multe ori se întâmplă. Deci ceea ce avem nevoie este foarte simplu. Am nevoie atunci când stric sau când sunt nervoasă, în loc să mă întreb de ce ești nervoasă, cum spunea o doamnă la un moment dat așa într-un dialog, am zis, ce ai nevoie? Spune-i lui ce ai nevoie în timpul acesta. Și a zis, nu știu, am nevoie să nu mă mai întrebe de ce strigi, de ce ești nervoasă. Și am spus, spune ce ai nevoie, nu ce nu ai nevoie. Că uite, el e confuz acum. Și el era confuz. Da? Iar ea a zis, nu știu exact de ce am nevoie. Dar mi-e teamă când țipă sau strigă la mine, când eu strig și țip la copii, de ce faci asta? Mi-e teamă în momentul acela că sunt singură, că sunt neînțeleasă, că eu nu contez de el. Ok, și ce ți-ai dori? Uneori e greu. Uneori este greu să-mi dau seama ce mi-aș dori eu, dar de foarte multe ori așteptările mele sunt ca partenerul, de exemplu, sau partenera să știe ce am eu nevoie. Dar eu singură nu știu ce am nevoie. S-a mai gândit un pic, am lăsat timp și spațiu și a zis, cred că aș avea nevoie și am zis, spune-i lui, uite-te la el. Să nu zici nimic, să te așezi lângă mine, poate să pui mâna pe umăr sau pe piciorul meu, și să simt că momentul ăla în care mi-am pierdut controlul și strigam, că mai fac asta uneori în relație cu copiii mei, a zis ea, nu sunt singură. Și aici ești alături de mine. Ești alături de mine. Îmi vine în minte un mesaj pe care l-a spus, a fost tema zilei de ieri, a patra zi din al doilea modul de formare cu noi terapeuții Imago la care am asistat și a spus Rebecca Sears cu regretul că în acest an Thich Nhat Hanh, acel călugăr vietnamez, acest om minunat a murit. Și spunea cumva,
un mesaj transmis de el, pe care mi l-am amintit și eu, dar mă bucur cu fiecare întâlnire cu Rebecca când se reîmprospătează lucrurile acestea în mintea mea. Marea problemă a noastră, a oamenilor, nu este că ajungem uneori să suferim în viață, ci că suferim în singurătate sau suferim singuri. Și atât că vorbim de o suferință mică în care eu strig la copilul meu și am nevoie să stai lângă mine, nu să mă întrebi de ce strigi acum. Dar a fost greu parcursul, s-a durat câteva minute bune până să-i spună lui ce are nevoie. Și el a zis, da, eu pot face asta. Really? Da. Câteodată nu conștientizăm noi ce putem face, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să te întreb legat de cartea Jurnal de cuplu. Pentru că spuneam mai devreme că este un ghid, este un manual de lucru, este un instrumentar de lucru util pentru ambii parteneri, în dublu exemplar. Care a fost exercițiul care ți-a plăcut cel mai mult din această carte? Wow, este o carte plină de exerciții practice, aplicative. Ele ar merge mult mai bine, cumva, și ar avea o aplicabilitate în viața de zi cu zi sau a cuplurilor, probabil dacă ai parcurge și ai ști cumva toate paradigmele din primește iubirea pe care o dorești, cumva. Și apoi mergem către exerciții pentru că ai toate instrucțiunile aici, cumva, și paradigmele, perspectivele teoretice, câteva am amintit și azi. Țin minte când eram la al doilea sau al treilea modul de formare al meu ca terapeut, în urmă cu câțiva ani, una din temele, fiecare trăgeam un bilețel și dintre colegii terapeuți mai vechi și am extras un bilețel pe care aveam un concept, ceva din imago, pe care trebuia apoi să-l dezvoltăm, să-l prezentăm în fața colegilor. Și țin minte că am extras un bilețel pe care scria re-romantizare, re-ndrăgostire. Și am zis, wow! Eu sunt căsătorită de acum de 18 ani, atunci erau mai puțini, deci sunt clar în etapa luptei pentru putere, adică etapa în care există multe conflicte între mine și soțul meu. Ce-o fi asta re-romantizare? Că sună bine. Adică e acea etapă în care cu puțină distracție, cu puțin joc, cu puțin cu elemente de surpriză către celălalt, plăcere, umor, da, că este elementul ludic și umor, distracție, fun, pleasure, surprise, astea erau cumva cele trei ingrediente, poți să aduci romantizarea la tine acasă. Fie cu elemente din prezent, din relația noastră, pe care am putea poate într-un mod conștient și asumat să le programăm împreună, fie poate aducându-ne aminte cum era în etapa iubirii romantice, cum făceam lucruri împreună. Și mă duce cu mintea, pentru că sunt terapeutul care are aproape 20 de ani de experiență cu copii și familii. Aproape 16 ani am petrecut ca psiholog în grădiniță, adică cumva am fost acolo pe covor între copiii mici și copiii mici au această componentă a vieții lor numită joc, joc și conectare, că noi asta fac ei și așa învață despre lume și viață și relații. Și componenta aceea de distracție mi-a plăcut cel mai mult. Simte că am luat creionul și am început să completez o listă, este undeva spre finalul jurnalului de cuplu, acest exercițiu de distracție, așa este el tradus, în care poate dura și jumătate de oră. Ce-mi place la el este că n-ai niciun fel de reguli, de constrângeri, nu-ți trebuie nu știu aptitudini sau abilități artistice sau de dans, nu-i nimic greșit acolo, totul este admis și permis, așa cum îndrăzneam să o facem poate la începutul relației noastre sau cum făceam noi când eram copii, interacțiunea cu ceilalți. Și exercițiul care îl fac, de exemplu, eu acasă cu soțul meu și pe care, o să dau exemple și din exercițiile pe care le-au creat sau le-au găsit cuplurile pe care eu le-am îndrumat și le susțin în terapie. Acum vara, cel mai recent este cel cu dat cu pistoalele cu apă. Poate sună ciudat, dar este foarte fain. Când ai și un copil acasă sau copii care vin în curte, asta poate fi chiar foarte interesant. Să-ți dai voie să râzi în hohote, să-ți dai voie să sari, să-ți dai voie să te trântești prin iarbă sau să umbli de sculți în iarbă, să îți dai voie să ai hainele ude și este foarte bine asta. De regulă sunt exercițiile acelea care au și partea asta fizică, de atingere, da, pe senzorial și care sunt destul de intense cumva. Partenerul unui cuplu îmi spunea că au ales ca activitate distractivă să meargă la cursuri de dans, da? Să meargă să danseze salsa seara după programul lor foarte aglomerat de la birou și iată că se poate și este posibil să-ți planifici una sau două ședințe pe săptămână. Dar componenta aceasta foarte frumoasă, pe lângă faptul că dansul presupune emoție, ritm, conectare la prezență conștientă,
Profesoara îi punea cumva să danseze amândoi și apoi să și schimbe partenerii ei între ei și este foarte frumos cum au surprins privirile unuia către celălalt și momentul în care al regăsirii cumva, da? Când dansau sau continuau dansul împreună. Sunt foarte multe, multe activități, dar această etapă a reromantizării este posibil atunci când în mod asumat și conștient, asta face diferența, ne propunem să facem lucrurile diferit, fie creând noi modalități prin care să simțim această parte de fanii, de plăcere, de surprize către partener, fie să discutăm împreună sau să readucem din etapa iubirii romantice elemente care se întâmplau atunci în cuplu și care ne aduceau bucurie. Cred că ideea aceasta a reromantizării și sau a reîndrăgostirii ca element până la urmă în dinamica vieții de cuplu, cred că are legătură și cu momentul poate când se produce acest lucru. Pentru că tu pomeneai mai devreme despre lupta de putere. Care poate să survină la 2, 3, 5, 7 ani, poate să țină 10, 15 ani, putem să ne găsim în lupta pentru putere și după 20 de ani sau 25 de ani de căsnicie. Și mă gândesc că aici ai dat tu câteva exemple foarte succinte, foarte elocvente cu doamna, pacienta care avea această temere legată de reacția soțului când ea reacționează într-un anumit fel față de copii. Și că lupta aceasta pentru putere între cei doi parteneri de cuplu poate să apară și pe fondul acesta. Nu vreau să se înțeleagă că copiii ar putea să reprezinte o sursă pentru lupta de putere a părinților sau a partenerilor. Dar copiii totuși sunt acolo. De cele mai multe ori, sau uneori, să spunem de cele mai multe ori, ne putem enerva pe partener și din cauza copiilor. Sau din cauza reacțiilor copiilor. Și atunci mă gândesc că procesul acesta al reromantizării sau reîndrăgostirii s-ar putea să apară când copiii își iau zborul din cuib, da? După un anumit număr de ani de conviețuire în cuplu între cei doi și cei doi se regăsesc. De ce? Pentru că ei fizic sunt ca la începutul relației. La începutul relației, înainte de a apărea copiii, erau doar ei doi. Acum, după plecarea copiilor din casa părintească, sunt tot ei doi. Dar cred că important este să-și păstreze exact ce spuneai tu mai devreme. Ludicul, jovialitatea, jocul, umorul și multe alte, le-aș spune eu, condimente. Condimente sau ingrediente care fac mâncarea mai bună, care fac relația mai bună. Chiar dacă la 50 plus, da, sau aproape de 60, s-ar putea să nu mai avem parte de aceeași pasiune. Asta apropo de reîndrăgostire și reromantizare, să nu mai avem parte de aceeași pasiune de care aveam la 25 sau 30 de ani. E doar un punct de vedere. Deci cumva am auzit că ai spus, Sorin, cumva că partea asta de reromantizare te gândești că ar fi... Ea vine într-un anumit moment al vieții. Exact, da. Ar putea, da? Și mai degrabă te gândești că ar fi potrivit să apară atunci când copiii și-au zborul din cuib. Adică când copiii sunt mari și cumva cuplul reajunge în poziția în care sau în postura în care sunt la fel. Dar asta nu exclude, mă gândesc că reromantizarea să apară pe parcursul relației. Da? Adică mă gândesc acum la niște exemple cât mai practice și o spun din viața personală, din experiența personală, cât mai practice pentru cititori. Draga mea, crezi că am putea să mergem un weekend la munte sau la mare, nu știu, în funcție de preferințele fiecăruia, doar noi doi? Crezi că am putea în timp ce copiii sunt încă în cuib, da? Da. Dar copiii, nu știu, sunt la bunici. Dau un exemplu. Majoritatea la asta apelează, știi? Sau copiii îi trimitem în tabără și dacă copiii îi trimitem noi în tabără, da? Să zicem că sunt de gimnaziu, da? Noi avem timp acasă și putem și noi să ne permitem o ieșire de 3-4 zile, 5 zile la munte sau la mare, doar noi doi. Așa cum făceam înainte de a forma o familie cu copii.
cu copii. Are foarte mult sens ceea ce spui și mi-a plăcut cumva cum ai făcut tranziția de la câțivară copiii din cui, după care zici 50 plus, după care zici, da, cred că e posibil și timpul relației, adică știi de ce nu, cumva exact. Uite, e tabără, e gimnaziu, e un weekend, există bunici, există, adică nu e ca și cum siguranța copiilor nu este prioritară, asta absolut, rămâne. Absolut, absolut. În cursurile de educație parentală, fiindcă aceasta e componenta mea profesională cea mai veche și e prima mea iubire, apoi a continuat cu terapia relațională pentru cuplu Imago, le spuneam părinților încă de mult, cu mulți, mulți ani în urmă, că cel mai frumos dar pe care îl pot oferi copilului tău este relația de cuplu. Nu luasem atunci contact cu Imago, adică nu trebuie să aștept să plece copilul din cuib, că s-ar putea să fie copiii, mă rog, s-ar putea să fie prea târziu. Prea târziu, exact. Copiii pot pleca după 20-25 de ani din cuib, etapă lungă din viața de cuplu pe care nu o putem neglija. Absolut. Și de ce spun că este extraordinar de important și este un dar minunat pentru copii? Pentru că între partenerii de cuplu există un spațiu. Pe acel spațiu, dintre ei doi, îmi place mie să zic că se joacă, țopăie, cresc, învață, se dezvoltă copiii. Când este un spațiu de siguranță, de conectare, chiar și cu aceste elemente ale reromantizării despre care am amintit anterior, copiii cresc pe un spațiu sănătos psihologic, în care părinții, mama și tatăl se mai și ceartă, în care discută, în care au învățat cum să relaționeze sau să aibă un dialog atunci când au diferite opinii despre ceva, în care au învățat împreună, și asta duce la a treia etapă despre care n-am amintit încă azi, a iubirii mature sau asumate, conștiente. Un ingredient foarte important este atunci când copiii văd și partenerii lucrează la asta, încă de când sunt copii în cuib, văd cumva, acceptă și încep să conștientizeze diferențierea dintre noi. Și este atât de sănătos. O altă paradigmă Imago este că incompatibilitatea este cea care face cuplul să funcționeze. Tocmai că suntem diferiți, avem gusturi diferite, preferințe diferite. Și dacă noi am suspenda relația de cuplu până așteptăm să crească copiii, mă gândesc că acești copii adulți tineri, care vor intra în propriile lor relații de cuplu, vor avea un model relațional exact. De la mama și tata care ce modele nu au acordat importanță relației, care exact. Nu au prioritizat relația, care nu-și luau acel weekend sau timp sau cină sau prânz împreună sau timp de dialog, de discuție. Și n-au făcut-o niciodată, fie că s-au sacrificat, fie că au acordat prioritate altor lucruri pentru educație, pentru joburi, pentru siguranța financiară, mă rog. Și nu este ca și cum când pleacă copiii din cuplu, încep să acorde timp relației, s-ar putea să fie prea târziu, exact cum am spus, sau să fie reconectarea foarte dificilă după atâția ani. Și copiii pleacă din cuib cu un model despre relații în care mama și tata au fost mama și tata, dar n-au fost soț și soție sau partener de cuplu. Iată că e foarte important încă de când apare copilul în viața de familie să nu las cuplul, să nu las relația de cuplu, intimitatea cuplului să aștepte. Absolut, absolut. Este posibil, este posibil. Trebuie să avem grijă de relația noastră și să nu preluăm doar odată cu nașterea copiilor doar rolul de mamă și rolul de tată, pentru că noi mai avem încă un rol de îndeplinit, acela până la urmă de partener de cuplu sau de soț-soție. Și îmi place mie, apropo, tot așa glumind, îmi place mie o idee pe principiul bancului: ce a fost la început, oul sau găina, da? Bun, la început ce a fost? Am fost noi doi care am format un cuplu și o relație sau au fost copiii? Pentru că de cele mai multe ori mămicile, după nașterea unui copil, prioritizează relația cu copilul și uită de cele mai multe ori de relația de cuplu, că nu trebuie neglijată, da? Și știm foarte bine, soțul se simte neglijat, se simte nu știu cum, da? Și atunci, pentru că uite, prioritar este copilul, mânica. Și etapa atașamentului pe care și a dependenței foarte mare de măcar de una din persoane de referință, care de regulă este mama. Și atunci are sens toată povestea asta, dar nu așteptăm să plece copiii din cuib. Nu-i sănătos nici pentru ei, fiindcă nu le oferim un model relațional sănătos. Din punct de vedere psihologic, și nu este sănătos nici pentru noi. Absolut. Dar tot asta se învață. Deci este posibil, chiar dacă nu neapărat am văzut asta în familia noastră de origine,
dacă nu am văzut asta în relația, pentru că ai zis cumva că au apărut copii sau am fost noi înainte, dar înainte de a fi noi împreună, eu am fost copil al mamei și a tatălui meu și tu al mamei și tatălui tău, da, care a apărut primul și de unde, care e următorul, dar este foarte important să știm că avem o capacitate, asta din punct de vedere al studiilor din neuroștiințe, această neuroplasticitate a creierului uman, aceea de a învăța pe tot parcursul vieții, de a crea noi căi neuronale sănătoase, adaptative, chiar dacă nu le-am avut sau nu le-am primit în etapa călătoriei noastre psihologice către vârsta adultă. Este și sintagma care de altfel o folosesc de mulți ani și care și îmi place foarte mult, învățare pe tot parcursul vieții. Dragii noștri, a fost alături de noi Ana Băescu, o discuție extrem de interesantă. Ana Băescu, psihoterapeut, terapeut relațional Imago, și am vorbit despre terapia Imago, despre principiile de funcționare ale dialogului Imago. Pe marginea cărților Primește iubirea pe care o dorești, de Herville Hendrix, și de asemenea Jurnal de cuplu, de Herville Hendrix. Două cărți, spun eu, extrem de importante pentru cei care își doresc să afle lucruri importante despre evoluția și despre dinamica relației de cuplu și, de asemenea, cum să-și îmbunătățească relația de cuplu și să aibă o viață mai bună, mai fericită alături de partener. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Încă o dată mulțumiri, Ana Băescu, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! O zi bună!